se întâmplă când te prinde seara și începe udătura să se lase. Mai e puțin și apune soarele. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, am terminat pe anul acesta. Nu știu cum se face, dar de fiecare dată când am lucernul jos, trebuie să vină ploaie. Eu făcut. Sunt sabotat. Sunt sigur sabotat. Cu Dumnezeu înainte. Am avut noroc, știți că vă spuneam eu în vlogurile mele trecute, când v-am prezentat în momentul în care am balotat, de fapt am avut de balotat orice, da? Din cauza că la mine în zonă plouă tot timpul, deci de câțiva ani de zile plouă foarte, foarte des și mai ales când eu cosesc lucerna, sunt precaut și o adun de verde și o fac brazdă. Pentru că în momentul în care plouă, ea stă foarte bine brazdă, deci trebuie să o dau decât peste cap acum, ca să nu se scuture foarte rău, pentru că dacă era brazdă, vă dați seama, acum fiind a treia coasă, destul de târziu, din păcate am prins decât 3 coase anul acesta, n-am putut să prind 4, chiar dacă a plouat, nu știu, s-a întârziat foarte mult cu coasele, cu strânsul și cu balotat. Ea arată cam așa, lucerna este foarte măruntă, foarte, foarte măruntă, floare în ea tot ce trebuie, ia uitați cum stă de dusub. Deci în momentul în care este strânsă de verde, vedeți, ea se usucă fără niciun fel de problemă. Dar partea bună este atunci când o strângi și o faci brazdă de verde, sau mă rog, puțin pălită, la o zi, să zic, distanță după ce o cosim, chiar dacă plouă, deci poate să plouă, la mine a plouat o săptămână. Deci timp de o săptămână i-a dat, pe deasupra este așa, dar de dedesubt, ia uitați cum este. Nu are gram de umezeală, deci gram de umezeală nu are, este uscat, uscat. Vedeți? Acesta este un mic secret pe care îl învăț și eu, sau îl dau mai departe, nu îl învăț, să-l învețe de fapt cei care practicați această meserie, sunteți la început. Deoarece pe mine nu m-a învățat nimeni aceste lucruri, a trebuit să-mi dau seama singur și să gestionez situația așa cum am crezut eu că este bine, ca să-mi ușurez munca și totodată să încerc să fac notrețul cât se poate de bun, de calitativ. Pentru cei care aveți puțină ureche, ia uziți. Se aude ceva, nu? Haideți să vă arăt și ce se aude. Din păcate, problemele apar când lucrezi cu utilajele, când lucrezi în domeniul agriculturii, trebuie să te aștepți
în orice secundă a vieții tale că poate apărea o problemă. Asta se aude, am și ținut să vă arăt, pentru că sunt sigur că auzeați sau observați acest lucru. S-a rupt, să zic, nu suportul, protecția alternatorului. Asta e din sudură, nu știu de ce, bine, nu e nici prinsă foarte, foarte puternic. Când o să terminăm, merg acasă, desfac și o sudăm. Arde soarele foarte rău, sper să nu ardă ploaie. E destul de norat. Seara, fraților, îi dăm puternic, pentru că mai avem puțin, dar că se balotează ca în greu, pentru că odată cu lăsarea frigului, la mine în zonă începe roa să cadă mai devreme. Bine, roa cade dimineața, dar și seara tot umezeală, nu știu dacă o putem numi tot roa, dar tot un fel de roa este. Și se balotează puțin mai greu, dar mai avem câteva brazi de aici. Acolo, uitați. Am terminat, au ieșit vreo 200 și ceva aici, pe această tarla. Imediat o să vă și arăt ce calitate au ieșit, cum au stat în brază, chiar dacă a fost plouat și dacă a plouat foarte mult. V-am spus, aici este secretul. Pentru cei care nu știți și n-ați încercat așa ceva, încercați anul viitor, poate anul acesta e destul de târziu, să vedeți. Suntem pe terminate, mai am câteva brazde și am terminat cu campania pe anul acesta. De tot, până l-am terminat de foarte mult timp, a mai fost lucerna în concoasă. E bine, anul trecut, pe această vreme, sau în această perioadă, abia începeam la ultima coasă de lucernă. Țin minte, undeva pe 2 sau pe 3 octombrie, am cosit ultima tarla de lucernă. M-a amânat foarte mult, pentru că dacă eu am fost cu spatele și n-am putut să lucrez pe tractor, fratele meu n-a putut să vină tot timpul, altcineva nu lucrează decât eu pe utilaje și s-a amânat foarte, foarte mult. E, dacă anul acesta m-a ajutat Dumnezeu să mă simt bine, să pot să fac treabă, am terminat mai repede. Ne grăbim, ne grăbim să terminăm și să mergem să băgăm balotiera la adăpost. Fraților, nu știu dacă vedeți crucea în depărtare din Drajna. Ne-a ajutat Dumnezeu. Am terminat. Așa să ne ajute Dumnezeu și anul viitor. A fost o campanie foarte ploioasă, dar să știți că foarte bogată. Chiar dacă nu a fost cantitate, a fost calitate. Știți voi, Dumnezeu are grijă de tot și de toate. Cu toate că se anunța un an foarte rău, secetos, că nu o să se facă, că va fi vai și amar. E bine, n-a fost. Are Dumnezeu grijă. Dar ca El să aibă grijă de noi, trebuie să ne mai gândim și noi la El din când în când. Nu să uităm de El și să ne aducem aminte de El doar când avem nevoie. Lumea s-a înrăit foarte mult. Atâta răutate în jurul nostru, nu pot să înțeleg de ce, pentru că fiecare sau foarte mulți dintre noi ne câștigăm existența muncind din greu, de dimineață până seara. Bineînțeles, într-un fel sau altul, nu toți avem animale sau nu toți au animale, nu toți au terenuri pe care le lucrează. Foarte mulți au servici, oamenii sunt normali, sunt simpli, merg la muncă și așa își câștigă o pâine. Categoria cealaltă socială, unde oamenii câștigă bani foarte mulți prin alte moduri, să zic, mai necreștinești, nu ne privește pe noi, pentru că așa cum am venit pe acest pământ, așa vom pleca, adică în fundul gol. Acum nu zice nimeni să stăm toată ziua degeaba, dar nici să cădem în extrema cealaltă a banilor. Până la urmă, banii sunt doar niște hârtii, bineînțeles, indispensabili sau indispensabile
pentru că asta e societatea în care trăim. Din păcate, totul a fost gândit și totul se învârte în jurul banului. Dar, din punctul meu de vedere, dacă ai ce pune pe masă, dacă ești sănătos, ești un om împlinit și fericit. Și bineînțeles, să nu uităm, dacă ai și urmași, pentru că pentru ce trăim pe acest pământ? Doar ca să muncim sau să stăm degeaba, să mâncăm, să bem și să petrecem? Dacă nu avem urmași, nimic nu are sens. Poate o să fiu criticat, poate o să fiu judecat, eu așa văd lucrurile și mie mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat 2 copii frumoși, poate o să vină și al treilea și al patrulea, ce vrea cel de sus, doar el știe. Știu că sunt foarte multe cazuri unde oamenii își doresc copii și n-au posibilitate sau nu pot să-i facă, dar acolo nu are rost să intrăm în detalii. Oricum am deviat puțin de la subiect. Ce voiam să scot în evidență este faptul că există și din zi în zi oamenii se înrăiesc mult mai mult și mult mai rău și nu înțeleg de ce. Este adevărat că răul a existat de când, încă de la începuturi, răul și binele. E normal, e logic, trebuie să existe un echilibru tot timpul. Dar de câțiva ani de zile sau de o vreme încoace, cred că cu toți observăm, cei care avem ochi să observăm, că răul a început să prindă putere și a început să capete teren, adică să acapareze de fapt cât mai mult teren în rândul oamenilor. Bun, o spun încă o dată, mulțumesc lui Dumnezeu, sper să fie și anul viitor un an, cel puțin pe jumătate, cum a fost anul acesta. Acum așteptăm iarna, oricum, la cum a început toamna, mi-aș dori din tot sufletul să avem o zăpadă, cel puțin în zona mea, că n-am mai fost de ani de zile, precum era odată când eram eu copil, de era zăpada până la brâu. Dar nu cred că o să fie așa ceva, pentru că se controlează totul. Eu vă doresc spor la treabă tuturor, mai avem foarte multe lucruri de făcut. Este abia începutul acestui canal al fermierului Adrian, unde în curând, deci un an de zile de când am început activitatea, ne adunăm și o să ne adunăm în jur de 100.000 de oameni. Deci este o mare realizare. Asta înseamnă că ceea ce vă prezint eu și ceea ce vedeți la mine în viața de zi cu zi vă ajută și tot ce fac eu înseamnă că sunt lucruri constructive și uneori educative, dacă nu de cele mai multe ori. E normal să existe și oameni care vor arunca cu pietre tot timpul, pentru că o pădure fără uscătură nu se poate. Deci orice am face, nu o să putem să mulțumim pe toată lumea niciodată. Orice am face noi. Fraților, sănătate multă vă doresc, eu duc utilajele la fermă și până la primăvară vor intra în hibernare. O spun încă o dată, Doamne ajută tuturor, mulțumesc Doamne că m-ai ajutat să termin, e totul bine, sunt sănătos și mergem mai departe. Sănătate, seară plăcută și toate cele bune!